Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, la capitolul 18 și vom citi de la versetul 9 la versetul 14. Evanghelia după Luca, de la capitolul 18, versetele 9 la 14. Cuvântul Domnului pentru noi și îl citim convinși că doar Duhul lui Dumnezeu ne poate pregăti mintea, inima, să înțelegem cuvântul, să-l credem, să-l trăim în viața noastră. De aceea, întotdeauna, când citim Biblia, ne și rugăm. După citirea acestui text, ne vom ruga fiecare în inima lui, înaintea Domnului, cu voce tare ne va conduce fratele Nelucreț, este la cor aici, în fața dumneavoastră, în spatele meu. Domnul Iisus a mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți oameni. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Din punct de vedere astronomic, ni s-a spus că a venit primăvara. După ce vedem în jurul nostru, parcă sunt semne de primăvară, dacă n-ar fi și prognoza cu minus 3 grade peste vreo 2-3 nopți. Ne rugăm să păzească Domnul pomii înfloriți, ca să avem caise și nu mai știu ce a înflorit până la ora asta, dar ne rugăm Domnului să păzească și sufletele noastre de orice fel de atac a celui rău. Mulțumim Domnului pentru slujirea tinerilor, le șade așa de bine să fie la casa Domnului în cântare, să-i binecuvinteze Domnul. Corul bărbătesc este plecat împreună cu fratele Petrică, grupe de copii de la școala duminicală a copiilor sunt plecați în misiune, alții sunt plecați în grupuri mai mici, oriunde sunt. Fratele Doru la Arad, fratele Dan în Krems, Austria, să-i binecuvinteze Domnul și binecuvântarea Domnului să fie peste noi aici. Titlul mesajului din dimineața aceasta este următorul: rugăciunea care îți poate schimba destinul. Rugăciunea care îți poate schimba destinul. O asemenea rugăciune este prezentată în paragraful pe care l-am citit din Evanghelia după Luca. În paragraful acesta, Cuvântul lui Dumnezeu ne relatează un episod din viața a doi oameni. Așa începe textul. Doi oameni, și nu ne dă numele. Acum, când Biblia ne vorbește despre oameni, fără să le dea numele, nu o face pentru că Dumnezeu nu le știe numele. Dumnezeu cunoaște tot universul, toate stelele, toate astrele pe nume. Cunoaște toți oamenii pe nume. Dar când Biblia ne vorbește despre oameni fără să ne dea numele, o face și cu următorul scop: să pot pune numele meu acolo. Să pot pune numele tău acolo. Doi oameni. Pot fi eu, pot fi tu, oricare dintre noi.
Și din mulțimea oamenilor de pe fața pământului, ochii lui Dumnezeu se opresc asupra a doi oameni. O zi din viața lor, când hotărăsc cum să-și petreacă ziua. Ce să facă în ziua respectivă? Și Dumnezeu îi surprinde în ziua în care au hotărât să meargă la templu. În dimineața aceea s-au sculat și dintre toate alternativele, să meargă într-o direcție sau alta, să petreacă ziua într-un fel sau altul, au hotărât în ziua aceea să meargă la templu. Frumoasă hotărâre! Frumoasă hotărâre a omului care se scoală dimineața și spun: ziua de astăzi vreau să o petrec mergând la templu. Când Biblia ne vorbește despre templu, o altă denumire pentru templu este casa Domnului. Este casa Domnului. Și când Dumnezeu vorbește despre casa Lui, ne spune: casa mea se va chema o casă de rugăciune. Nu casă de modă, nu casă de concert, nu casă de distracție, nu casă unde să îmi omor plictiseala zilei, că tot n-am ce face. Casa mea, spune Domnul, se va chema o casă de rugăciune. În vremea copilăriei mele, nu scria Biserica Baptistă cu tare, ci scria Casa de rugăciune a Bisericii Baptiste. Așa au pus bătrânii noștri, înțelepți, Casa de rugăciune. Pentru că atunci când venim la casa Domnului, venim la casa de rugăciune. De aceea spune Apostolul Pavel: vă îndemn, dar fraților, înainte de toate, de orice altceva, rugați-vă. Doi oameni, fără nume, ca să putem pune numele nostru acolo, hotărăsc să meargă la templu ca să se roage. Asta este decizia lor, să meargă în ziua aceea la templu și să se roage, pentru că este casa de rugăciune. Frumoasă hotărâre, așa-i? Amândoi oamenii iau aceeași decizie. Astăzi mergem la templu, deși nu sunt parte din aceeași echipă. Merg la templu să se roage. Și interesant este faptul că Dumnezeu, din cer, vede motivul lor de a merge la casa Domnului să se roage. În cer este consemnat motivul pentru care se duc la casa Domnului. Care-i motivul meu sau al tău? De ce vii la casa Domnului? Care este obiectivul? Oamenii aceștia vin la casa Domnului să se roage. Preocuparea lor. Când te-ai rugat ultima dată în casa Domnului? Mentalitatea din ultimele decenii este: mă duc la casa Domnului dacă îmi place ce e acolo. De aceea unii mai întreabă cine predică. Mă duc dacă predică sau nu mă duc dacă nu predică. Care e motivul pentru care mergi la casa Domnului? E casa de rugăciune. Rugăciunea este starea noastră de vorbă cu Dumnezeu. O să-mi spui: eu pot să stau de vorbă cu Dumnezeu și acasă. Așa este. Numai că, în modul în care Dumnezeu a organizat și Vechiul Testament și Noul Testament, pe lângă rugăciunea de acasă, este rugăciunea întregii adunări. Când toată familia lui Dumnezeu dintr-o localitate se adună împreună pentru ca împreună să se roage, e casa de rugăciune.
E important să mă rog acasă în cămăruța mea? Este la fel de important să mă rog împreună cu frații și surorile, cu toată familia lui Dumnezeu, la casa Domnului? Când te-ai rugat ultima dată în casa Domnului? Unii o să-mi spuneți, frate Paul, mie mi-e rușine să mă rog. De cine și de ce ți-e rușine? Ți-e rușine că stai de vorbă cu Tatăl tău ceresc? Ți-e rușine de ce ai să spui? Ți-e rușine de cel din stânga sau dreapta? De ce anume nu te rogi? Ce te blochează? E casa de rugăciune, e timpul de rugăciune și Dumnezeu din cer se uită la cei care sunt în casa Lui și au venit să se roage. Așa că este atât de frumos gândul acesta că Dumnezeu știe scaunul pe care stai, știe motivul pentru care am venit sau ai venit și știe dacă am venit să mă rog sau am venit pentru altceva. Cineva a precizat și a precizat bine, bazat pe observațiile din Vechiul Testament și din Noul Testament, că atunci când venim la casa lui Dumnezeu, venim să-i aducem lui Dumnezeu jertfa laudelor noastre. În Vechiul Testament erau jertfele rânduite după ceremonia lui Vechiul Testament, în Noul Testament este jertfa laudelor noastre, aducem viața noastră în întregime ca o jertfă de laudă și buzele noastre și cântarea noastră și cântarea tinerilor și cântarea tuturor, toate sunt o jertfă de laudă, le aducem Domnului. Adică venim să-i aducem lui Dumnezeu și n-am venit pentru ce mi-ar place mie. Frați și surori, închinarea la casa lui Dumnezeu trebuie să placă lui Dumnezeu, amin. Nu schimbăm regulile. Nu vin pentru ce îmi place sau nu îmi place mie, vin pentru ceea ce îi place lui Dumnezeu. Și lui Dumnezeu îi place când vine familia lui la oaltă, la rugăciune. De aceea, Biblia surprinde acest episod din viața doi oameni care se duc să se roage. Sunt la casa Domnului, la casa de rugăciune. N-au nume, dar Biblia ne dă câteva detalii despre ei. Unul era, ce era? Fariseu. Celălalt, vameș. Nu puteau fi doi oameni mai deosebiți. Fariseii erau din elita societății. Fariseii erau din categoria cea mai respectată a societății. Erau oameni renumiți pentru strictețea religiozității lor. De aceea când Apostolul Pavel se prezintă pe sine și spune că este fariseu din farisei, după cea mai îngustă partidă sau grupare religioasă. Preocuparea fundamentală a fariseilor era să respecte legea ceremonială a Vechiului Testament în cele mai mici detalii imaginabile. Erau atât de preocupați să nu calce nimic, nici măcar un fir din legea ceremonială a Vechiului Testament. Și preocuparea lor era ca ceremonia lor să fie perfectă, desăvârșită. De exemplu, reguli cu privire la curăția sau curățenia ceremonială. Îi spun lui Apostolul Petru că nu este îngăduit unui evreu să intre în casa uneia dintre neamuri. Adică dacă ești din partida aceasta, dacă ești din poporul acesta, trebuie să respecti această lege. Dacă cineva nu este din aceeași categorie, intri în casa lui, te-ai făcut vinovat de necurăție ceremonială. Dacă ești din partida aceasta, în ziua sabatului,
era interzisă orice fel de lucrare. N-aveai voie să lucrezi în ziua sabatului. Așa că farisei au început să despice firul în patru, să spună ce înseamnă să lucrezi în ziua sabatului. Și au ajuns la următoarea întrebare. E voie să mă plimb pe iarbă în parc în ziua sabatului sau nu? Ce ziceți? Nu, nu-i voie. De ce? Că s-ar putea atunci când umbli să lovești un fir de iarbă cu sămânță, sămânța cade în pământ și încolțește și te-ai făcut vinovat de faptul că ai semănat în ziua sabatului. Ce ziceți? Dar în ziua sabatului ți s-a așezat o muscă sau un țânțar pe față, pe nas. Ai voie să dai cu mâna să alungi sau nu? Ce ziceți? Nu? Pentru că te faci vinovat de faptul că ai lucrat, ai gonit musca sau țânțarul. N-ai voie. S-au dus mai departe. Ai voie să mănânci un ou pe care l-a ouat găina în ziua sabatului. Ce ziceți? Ba da, dacă omor găina că a călcat sabatul. Adică au mers cu lucrurile până la absurd. Când e vorba de zeciuială. Să dai zeciuială, spune legea lui Moise, din toate veniturile tale. Și ei s-au dus atât de departe, nu doar din rodul turmelor, din rodul grâului sau orzului sau celelalte culturi, ci au hotărât să-i dea lui Dumnezeu zeciuială până și din izmă, mărar și chimen. Imaginează-ți că ai grădina ta de zarzavaturi și ai acolo și vreo 20 de firicele de mărar. Știi ce face fariseul? Se duce și numără frunzulițele acelea de mărar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A 10-lea rupe și îl pune deoparte că trebuie să-l dau zeciuială. Asta era preocuparea lor. Sfințirea ceremonială. Să împlinească toate aceste legi ale lui Dumnezeu dincolo de scopul pentru care l-a lăsat Dumnezeu, într-un fel de ceremonial atât de amănunțit, atât de detaliat, încât nu făceau altceva decât să fie atenți la ei și să se uite dacă alții respectă sau nu. Oamenii aceștia erau renumiți pentru religiozitatea lor și pentru moralitatea lor vizibilă, moralitatea lor de suprafață. De aceea, omul acesta, care vine din această tradiție religioasă, care este preocupat de legea lui Moise, care este ocupat să-i respecte lui Dumnezeu legea în cele mai mici detalii, este și om care iubește rugăciunea. Și când Domnul Iisus vorbește despre ei, le spune că le place să facă rugăciuni. Ce fel de rugăciuni? Lungi. De ce lungi? De ce făceau rugăciuni lungi? Ca să vadă oamenii că ei se roagă, nu se joacă. Că oamenii să se uite la ei și să îi aprecieze pentru spiritul lor, pentru dorința lor de a se ruga. Omul acesta vine la templu și vine să se roage. Decizie frumoasă să meargă la templu, decizie bună să se roage. Și Dumnezeu le notează. Și acum ne spune că celălalt este... Ce-i celălalt? Vameș. Ce înseamnă vameș în vremea aceea? Din categoria cea mai disprețuită. Elitele și scursurile.
din partea cea mai de jos a societății, cea mai nefrecventabilă categorie socială. De ce? Pentru că vameșii erau oameni care și-au vândut sufletul cotropitorilor. Erau sub ocupație romană. S-au pus în slujba cotropitorilor ca să ia taxele și impozitele de pe seminii lor, de pe frații lor. S-au vândut la străini ca să își apese frații. Roma avea sistemul, tarifele de taxe și impozite pe toate lucrurile, și cele fixe și cele circulante. Taxele erau stabilite de Roma, dar le-a dat vameșilor niște drepturi incredibile. Dacă ai prins pe cineva la vamă, este tariful stabilit de Roma, dar tu ai dreptul să storci de pe el cât poți mai mult. Și tot ce este în plus față de tariful stabilit de Roma, intră în buzunarul tău. Erau corupți și stricați, lacom de bani și fără milă, vânduți dușmanului. Oameni într-o categorie atât de nefrecventabilă, încât în vremea aceea, vameșii erau asociați cu altă categorie socială. Prostituatele. Femeile care și-au vândut trupul erau prinse în păcat, în imoralitate. Și categoria aceasta a prostituatelor era pusă în aceeași clasă cu categoria vameșilor. Ai fi vrut să stai lângă omul acesta la serviciu de duminică dimineața în biserică? Ce zici? Dar și el vine la templu să se roage. În ziua aceea este hotărât să nu meargă în altă parte, să meargă la templu să se roage. Și Dumnezeu observă din cer și notează, consemnează. Scriptura aceasta este insuflată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu observă că și omul acesta din cea mai de jos categorie simte nevoia să se roage. Se duce la templu. Și acum Biblia aduce lumina cerului peste rugăciunea fiecăruia. În cer este consemnată rugăciunea fiecăruia. Sunt în casa de rugăciuni. E consemnată rugăciunea fiecăruia. E consemnată și rugăciunea mea și a ta. Fariseul sta în picioare și în ritualul Vechiului Testament, fariseii stăteau în picioare și când se rugau la templu, ridicau ochii spre cer și ridicau mâinile spre cer. De aceea spune Apostolul Pavel mai târziu, vreau ca bărbații să se roage în orice loc, ridicând spre cer, mâini curate. Când ridicau mâinile spre cer, îi declarau lui Dumnezeu că nu sunt legați de nimic de pe pământ, ci sunt legați doar de cer. Ridicau ochii spre cer și mâinile și spuneau, noi suntem legați de Dumnezeu, suntem aici pe pământ, dar legați de cer. Postură impresionantă. Stă în picioare și se roagă. Și acum vă rog să ascultați rugăciunea. Dumnezeule, se roagă lui Dumnezeu, așa-i? Dumnezeule, îți mulțumesc pentru ce ai mulțumit astăzi lui Dumnezeu. Pentru ce mulțumește fariseul acesta? Îți mulțumesc pentru că nu sunt ca ceilalți. Nu sunt ca fratele Moca, nu sunt ca fratele Costel, nu sunt ca sora cu tare, nu sunt ca fratele cu tare, nu sunt ca tinerii cu tare,
Adică omul acesta vine să se roage și îi spune lui Dumnezeu cât de diferit este el față de toți ceilalți. Îi spune lui Dumnezeu că e mulțumitor lui Dumnezeu pentru faptul că nu este ca ceilalți oameni. Ce ne spune asta? Înainte de a se uita spre Dumnezeu, la ce s-a uitat? La ce s-a uitat? La toți ceilalți oameni și le-a făcut fișa. Le-a făcut profilul. I-a categorisit, i-a judecat pe toți. S-a uitat la toți ceilalți oameni și a stabilit că niciunul dintre ceilalți nu se ridică la nivelul lui. Nimeni nu este așa evlavios ca mine. De aceea, Dumnezeule, îți mulțumesc că eu nu sunt ca toți ceilalți oameni. Și acum începe să dea și câteva exemple. Nu sunt hrăpăreț. Ce înseamnă hrăpăreț? Nu sunt unii dintre aceia care iau cu sila, cu forța de la ceilalți. N-am folosit puterea, n-am folosit forța, n-am folosit relațiile ca să iau de la ceilalți ce nu e al meu. Să-i deposedez pe ceilalți de bunurile lui. Nu sunt unul care i-am jegmănit pe ceilalți. Nu fac așa ceva. Eu nu abuzez de poziția mea și de vulnerabilitățile altora. Îți mulțumesc, Doamne. Nu sunt nedrept. Adică, eu nu depun o mărturie mincinoasă. Nu mă însoțesc cu mincinoșii și cu tot felul de afaceriști care învârt lucrurile. Eu nu sunt ca ceilalți, nedrept. Am cunoscut într-o altă parte a țării și are slujba de judecător. Și este în civil. Și din biserica în care este membru, a fost adus în fața lui la judecată un caz de divorț între soț-soție din aceeași biserică cu el. Vă rog să vă gândiți. Membru biserică, vine soț și soție, fiecare cu avocatul lui, la divorț, la judecător care e membru în aceeași biserică. Și fiecare dintre cei doi cu avocatul, fiecare aduce argumentele care să-l avantajeze în proces. Și fiecare este instruit de avocatul lui să scoată în evidență toate lucrurile urâte și nepotrivite pe care le-a făcut celălalt. Și ca să fie cât mai răsunătoare în instanță, au fost învățați să înflorească lucrurile. Adică, dacă s-au certat, să spună că a fost și abuzat fizic. Dacă au avut, mai știu eu ce, alte lucruri, să le încarce în așa fel încât fiecare să pună pe cântarul judecătorului cât mai multă minciună ca să câștige procesul. M-a căutat și m-a întrebat, frate Paul, ce să fac? Nu o să vă spun tot ce i-am spus. Ce am spus, uită-te spre cer că este un judecător drept. Dar omul acesta de aici spune, eu nu sunt de drept. Pe mine nu mă poți lua martor mincinos într-un proces. Pe mine nu mă poți lua ca să te aperi în lucruri necinstite să declar eu. Eu nu fac așa ceva.
nu sunt prins în imoralitate extraconjugală. Nu trăiesc în adulter. Nu sunt încurcat cu alte femei. Doamne, îți mulțumesc! Doamne, eu postesc de câte ori? De 2 ori pe săptămână. Acum, dacă săptămâna are vreo 50 și ceva, dacă anul are vreo 50 și ceva de săptămâni, câte zile de post are pe an omul acesta? Ce ziceți? În legea lui Moise era poruncit postul doar o singură zi pe an, în ziua ispășirii. Aceea era poruncă. Toate celelalte zile de post erau de bună voie. Și omul acesta spune: Doamne, legea îmi cere o zi pe an. Eu postez de 2 ori pe săptămână. În comentariile biblice se spune că de obicei fariseii posteau în zilele în care era târg în oraș, în cetate. Când oamenii veneau la târg și era aglomerație maximă. În zilele acelea posteau ei, lunea și joia. Și Domnul Iisus ne spune că în ziua aceea în care posteau, ce făceau? Mai țineți minte? Ce făceau? Își sluțeau, își urâțeau fețele. Își făceau fețele urâte și alungite, dădeau cu ceva pe față, ca să arate jalnic, ca unii care sunt sfârșiți de foame. De 2 ori pe săptămână. Dau zeciuială din toate veniturile mele. Nu doar din cele menționate în lege. Eu merg mai mult decât îmi cere legea. Ce ziceți? Te-ai bucurat să-l ai membru în Biserica Creștină Baptistă Emanuel? Așa e că sună impresionant. Și Domnul Iisus nu spune: omul acesta este un mincinos. Că dacă ar fi fost mincinos, că nu face lucrurile acelea, Domnul Iisus ar fi spus categoric că e mincinos. Dar toate lucrurile pe care le spune, le spune și sunt lucruri adevărate. Așa că e impresionantă rugăciunea. Dumnezeu consemnează. Știm ce s-a rugat, nu pentru că l-a auzit cineva, pentru că Biblia spune, a început să se roage în sine, în tăcere. S-a rugat în tăcere și ceea ce mă rog sau te rogi tu în tăcere se consemnează în cer. Și Dumnezeu consemnează. Celălalt, din categoria cea mai disprețuită, categoria nefrecventabilă, a celor care sunt scufundați în cele mai urâte lucruri posibile și sunt cei mai disprețuiți oameni. Dar pot veni și ăștia la templu? O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice... Ce zice? Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, spune Apostolul Pavel. Așa că e incredibil. Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră pentru asemenea oameni. Și omul acesta se trezește într-o dimineață și spune: astăzi mă duc la templu. Este copleșit de starea lui, copleșit de lucrurile pe care le-a făcut și când ajunge la templu stă departe. E curtea evreilor.
E curtea neamurilor. Nu știm exact unde se oprește, Biblia spune, stă departe. Are atâta teamă, intru în templu sfânt al lui Dumnezeu. Simt nevoia să mă rog. Și nu îndrăznește nici măcar ochii să-și ridice spre cer. De ce? De ce nu îndrăznește să ridice ochii spre cer? Este copleșit de o teamă sfântă. Este copleșit de faptul că Dumnezeu e sfânt. Că Dumnezeu e drept. E copleșit de faptul că vine la casa lui Dumnezeu cu așa ceva în sufletul lui. Părinții și bunicii mâna sus, părinții și bunicii mâna sus. Să ne binecuvinteze Domnul. Vă aduceți aminte când copiii sau nepoții noștri au făcut o boacănă? Și vine vremea în care se pun întrebări. Unde se uită copiii? Unde se uită când le pui întrebări în legătură cu boacăna pe care au făcut-o? De ce se uită în pământ? Că n-au putere să se uite în ochii tăi. N-au putere. Omul acesta vine să se roage, dar n-are îndrăzneala. Nu are puterea să se uite spre cer. E conștient cine e el și e conștient cine e Dumnezeu. Stă departe. Este apăsat, este copleșit. Se bate cu pumnii în piept. De ce se bate cu pumnii în piept? Pentru că aici, în inima mea, e ceva de care nu pot scăpa. Am în piept ceva care mă apasă. Am în piept ceva care mă atrage într-o direcție păcătoasă. Am în piept ceva de care nu pot scăpa și se lovește cu pumnii în piept. Este semnul disperării. Este semnul neputinței. Și cu apăsarea și cu neputința și cu disperarea lui dă glas unei rugăciuni. Numai 6 cuvinte. O rugăciune extraordinar de scurtă. Dumnezeule, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul articulat, nu un păcătos oarecare. Păcătosul ăla, cel mai mare. Dumnezeule, singurul lucru pe care îl cer de la tine este să ai milă. Că nimic altcineva și nimic altceva nu mă poate scoate de unde sunt. Dumnezeule, apelez la mila ta. Apelez la harul tău. Ce înseamnă mila lui Dumnezeu sau harul lui Dumnezeu? Doamne, dă-mi ceea ce nu merit. Doamne, nu-mi da ce merit. Doamne, dă-mi ceea ce nu merit. Dar ce merit? Ce-ar fi meritat dacă dădea Dumnezeu ce merita? Ar fi meritat să-L trăznească Dumnezeu pe loc. Ar fi meritat să-L nimicească Dumnezeu și să-L arunce în adâncul iadului. Doamne, nu vin înaintea Ta în meritele mele. Vin să apelez la mila Ta de Dumnezeu. Ai milă de mine, Dumnezeule. Ai milă de mine, păcătosul. Își recunoaște starea. Recunoaște sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu. Recunoaște faptul că este vinovat înaintea lui Dumnezeu și strigă, Doamne, ai milă de mine. Și este incredibil. Ceea ce spune Domnul Iisus. Și-a terminat rugăciunea. Care-i verdictul lui Dumnezeu peste rugăciunea lui? Ce spune Dumnezeu peste rugăciunea lui?
Iertat și îndreptățit. Iertat de tot ce a făcut și îndreptățit. A apelat la harul lui Dumnezeu. Și harul lui Dumnezeu, ne spune Apostolul Pavel, ne învață să o rupem cu păgânătatea. Și harul lui Dumnezeu, ne spune Apostolul Pavel în Efeseni 2, prin har ați fost mântuiți prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Omul acesta îi cere lui Dumnezeu îndurare și primește îndurare. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul harului. Și harul a venit prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Când omul acesta cere îndurare de la Dumnezeu, când îi cere har, îi cere să se uite Dumnezeu la el în baza a ceea ce Dumnezeu a plănuit din veșnicie, neprihănirea care se capătă prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, a lui să fie slava. E rugăciune ascultată imediat. Și Dumnezeu spune, omul acesta se duce de la casa de rugăciune transformat. Nu se duce cum a venit. Nu se întoarce așa cum a venit. Rugăciunea lui i-a schimbat destinul. Rugăciunea lui i-a schimbat direcția. Rugăciunea lui i-a schimbat viața. Rugăciunea lui i-a schimbat veșnicia. Pentru că în cer se consemnează neprihănit. Și acum spune Biblia, socotit neprihănit. Când Biblia spune socotit neprihănit, este vorba despre o tranzacție sau o decizie juridică în justiția divină a lui Dumnezeu. În justiția divină a lui Dumnezeu, omul acesta este încărcat de toate păcatele lui, este încărcat de toate nelegiurile și este sub verdictul pedepsei veșnice a lui Dumnezeu. Asta este justiția divină. Dar în dragostea lui și în harul lui, Dumnezeu a făcut posibil ceva incredibil. Este numit în teologie doctrina substituirii. Cineva să ia locul celui păcătos. Cineva să ia locul celui vinovat. Și toată istoria jertfelor Vechiului Testament ne pregătește pentru lucrul acela. Dacă un om a păcătuit, plata păcatului este moartea și trebuia să meargă să aducă jertfă, un miel sau un ied, după cum era rânduiala în legea lui Moise. Ce însemna asta? Asta însemna următorul lucru. Folosesc exemplul meu ca să nu se supere vreunul pe mine. Imaginați-l pe Paul Negruț în capătul satului la Burzuc. Am păcătuit. Și acum Dumnezeu spune, plata păcatului este moartea. Mori. Dumnezeu e drept. Dar Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu este bun. Și Dumnezeu este gata să te ierte dacă iei un miel și te duci cu mielul acela de-a lungul satului până la Biserica Baptistă din Burzuc. Și să-l aduci jertfă acolo și să moară mielul acela în locul tău. Și atunci tu te întorci acasă, iertat și în viață. Și eu iau mielul și trebuie să fie fără cusur. Și sunt vreo 4 km și ceva de la capătul satului până în mijlocul satului. Și eu sunt cu mielul după mine. Și mă întâlnesc cu primul vecin. Vecine, încotro. Mă duc în sat. Dar unde mergi în sat? Mergi la târg? Eu nu mă duc la târg. Dar atunci ce-i cu mielul ăsta? Ce trebuie să-i spun? Eu sunt condamnat la moarte pentru ceea ce am făcut. Dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, în harul Lui, mi-a spus că dacă mă duc cu mielul acesta și moare mielul acesta, este jertfit el în locul meu. Când se varsă sângele mielului acelea, Dumnezeu mă iartă pe mine. Și când mă întorc acasă, mă întorc iertat.
A, păi vecine. Dar ce se duci până acolo? Dar nu poți merge în spatele casei la matale și rezolv problema acolo. Ce zici? Nu, Dumnezeu a spus că acolo trebuie să mă duc. Dar vecine, dar te vede tot satul. Păi, asta este calea pe care a stabilit-o Dumnezeu. Dar vecine, dar nu-l poți pune într-un sac măcar. Dar nu poți lua o căruță și pui așa, acolo, cușcă, ceva. Vedeți? Când este vorba să ne pocăim, este extraordinar de greu. Ce copleșește la omul acesta este inima care vine și spune: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Doamne, eu mă recunosc, eu apelez la îndurarea ta. Și Dumnezeu spune: îndurarea lui Dumnezeu nu este în mielul acela pe care îl duce Paul din capătul satului până la biserică în burzuc. Este lucrarea lui Dumnezeu la nivel cosmic. Când spune Ioan Botezătorul: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Că l-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său, fără păcat. L-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră să trăiască fără păcat. Și la vremea hotărâtă de Dumnezeu, să fie mielul de jertfă pentru mine și pentru tine. Și acum când vin la casa lui Dumnezeu, nu vin ca unul care vin în meritele mele, ci vin și spun: Dumnezeule, ai milă de mine. Vin înaintea ta, uitându-mă la starea mea, uitându-mă la faptele mele. O, să ziceți, dar stai un pic, frate Paul, dar fariseul nu s-a uitat. Acum, Biblia ne spune despre farisei că erau experți în a spăla vasul pe din afară, blidul pe din afară. Sau în a vărui mormintele pe din afară, așa îi spune Domnul Iisus. Morminte văruite. Ritualul pe din afară pare impecabil, dar înăuntru lui este păcat teribil. Care-i păcatul? Păcatul lui și cel mai mare păcat pe care îl poate avea cineva este păcatul mândriei. Este mândru înaintea lui Dumnezeu și în mândria lui îi spune: Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc pentru că sunt așa cum sunt. Și înaintea lui Dumnezeu cele mai bune faptele noastre, spune Isaia, sunt ca o haină mânjită. Mândria este păcatul care ne împiedică să ne pocăim. Datorită mândriei nu spun: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Datorită mândriei spun: Doamne, ai milă de poporul tău. În loc să spun: Doamne, ai milă de mine. Găsim formule de astea în care ne acoperim cu tot felul de vorbe, doar să nu punem punctul pe ceea ce este păcatul meu înaintea Domnului și jertfa și iertarea și harul lui. De aceea când Dumnezeu se uită la fariseu, spune: omul acesta se duce acasă la fel cum a venit. Nu i-a folosit cu nimic mersul la templu. Nu i-a folosit cu nimic rugăciunea. Ba mai mult, perseverează în păcatul mândriei lui. Perseverează în faptul că este atât de încântat de sine însuși și este atât de disprețuitor față de ceilalți, încât spune Domnul Iisus: vai de voi, farisei și cărturari, că veți primi o pedeapsă mai mare. Călăuze oarbe. Oameni care înconjurați pământul să faceți un ucenic și apoi faceți din el un fiu al ghienei. Este judecata aspră a Domnului Iisus asupra fariseilor, datorită faptului că se acoperă pe din afară cu o aparență de neprihănire și inima rămâne la fel. Rugăciunea care schimbă destinul este rugăciunea sinceră a pocăinței, a cererii harului Dumnezeu. Și să pot cânta împreună cu toată biserica: mărețul, har m-a mântuit.
Doi oameni s-au dus să se roage. Poți fi tu și pot fi eu. În cer este consemnată ziua de astăzi. Ce e spus lui Dumnezeu în rugăciune? Ce spune Dumnezeu despre rugăciunea mea și a ta? Mă voi întoarce acasă, iertat de Dumnezeu, binecuvântat de Dumnezeu, schimbat de Dumnezeu? Sau mă voi întoarce acasă cum am venit? Vă invit să plecăm capetele rugăciunii. Nu lăsa gândurile să zboare într-o parte sau alta, ci sub călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, uită-te la păcatele pe care le ai în viața ta, uită-te la lucrurile care sunt atât de departe de ceea ce cere Dumnezeu. Uită-te la lucrurile cu care trăiești de ani de zile. Le cunoaște Dumnezeu. Înalță rugăciunea aceea pe care Dumnezeu o ascultă și care duce la neprihănire. Spune-i, Doamne, ai milă și de mine. Și spune-i păcatele care te înrobesc, care te apasă. Păcatele cu care ai venit de atâta vreme și te-ai întors tot cu ele. Haideți să ne lăsăm inima cercetată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu fiecare. Și să spunem, Doamne, ajută-mă să mă întorc acasă, iertat și curățit. Și cu neprihănirea lui Hristos peste viața mea. Pentru că a luat păcatele mele și mi-a dat neprihănirea Lui. Mi-a dat iertarea Lui. Și mă întorc acasă cu inima plină de bucurie. Este chemarea aceasta la pocăință pentru fiecare membru a bisericii, pentru fiecare dintre noi. Nici unul. Nu suntem înaintea lui Dumnezeu fără vină, fără păcat. Dar dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Ia o clipă în tăcerea inimii tale, la lumina cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu și înalță rugăciunea aceea pocăinței. Pentru că Dumnezeu are ochii deschiși și urechea plecată spre locul acesta, spre rugăciunea mea și a ta. Copilașilor, spune Apostolul Ioan, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Se adresează celor credincioși. Dar dacă păcătui cineva, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos, care este jertfa de ispășire pentru păcatele mele și a tale și a întregii lumii. Vino cu ele înaintea Domnului. Ai venit la casa Domnului și încă nu ești împăcat cu Dumnezeu. Vii de mai multă vreme sau ai venit astăzi prima dată? Dumnezeu consemnează că ai venit la casa Lui. Dumnezeu se uită la inima ta. Dumnezeu se uită să vadă dacă înalți sau nu înalți o rugăciune spre El. Dumnezeu este bun. Dumnezeu este plin de dragoste. L-a trimis pe Fiul Său ca să caute să-i mântuiască pe cei păcătoși.
Și Fiul lui Dumnezeu a spus, veniți la mine. Dumnezeu este sfânt și drept. Și-a rânduit o zi a judecății. Când va judeca lumea cu dreptate. Când mă va judeca pe mine și te va judeca pe tine. Când m-am întors la Domnul, l-am acceptat prin credință faptul că în locul meu a fost judecat Fiul Său. Și Domnul Iisus Hristos spune, cine crede în mine, nu mai vine la judecată, ce a trecut din moarte la viață. E harul lui Dumnezeu în iertare. Cum este inima ta? Dacă cercetat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ești gata să-i spui din toată inima, Doamne, iartă-mă și pe mine. Ai milă și de mine. În clipa în care murea Domnul Iisus lângă el, era un tâlhar pe cruce care mai avea câteva ceasuri de trăit. Și tâlharul acesta i-a spus, Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Și Domnul i-a spus, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Atât este de plină și de rapidă și de totală iertarea lui Dumnezeu, încât de pe cruce, direct în rai. Sau de pe lista condamnaților, pe lista mântuiților, din cartea pierzării în cartea vieții, în baza credinței în jertfa Domnului Iisus Hristos și a inimii care se pocăiește. Și acum stăm cu capetele plecate, frați și surori, pe lângă rugăciunea ca Dumnezeu să ne dea iertarea fiecăruia dintre noi, ne rugăm ca Dumnezeu să aducă la mântuire pe cei care sunt încă pe calea pierzării. Și spunem, Doamne, adaugă la numărul celor mântuiți și dă-le și lor harul să plece spre casă cu bucuria mântuirii în suflet. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Dacă tu ești sufletul acela care strigă, dacă tu ești acela care înalță rugăciune, spune, Doamne, m-am văzut în dimineața aceasta în lumina Scripturii, mi-am văzut viața, ți-am văzut bunătatea, ți-am văzut dreptatea, ți-am văzut iertarea, ți-am înțeles chemarea. Mă întorc la tine cu toată inima și te rog să mă ierți. Acolo unde ești, pe lângă rugăciunea aceea din inimă, arată-mi și printr-o mână ridicată hotărârea ta de a te întoarce la Dumnezeu astăzi. Și începem cu cei de la balcon. Oriunde este cineva la balcon, ridică mâna sus o clipă ca să o pot vedea și ține-o. Să vă binecuvinteze Domnul. Slăvit să fie Domnul. Dacă sunt alții la balcon, știu că este această bătălie în inima ta, este această luptă și noi spunem, Doamne, întinde-ți mâna și mântuiește. Dacă mai este cineva la balcon, ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea. Oriunde ești, mai în față sau mai în spate, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Dacă ești aici sub balcon, ridică mâna sus și spune, eu sunt sufletul acela care strigă după îndurare, după iertarea lui Dumnezeu. Dacă este cineva sub balcon, dacă ne urmărești online și e sufletul acela care știe că ești încărcat de păcate și e sub judecata lui Dumnezeu și ți se oferă harul și iertarea lui Dumnezeu, spune, Doamne, ai milă și de mine. Împreună cu toată biserica vom cânta, prin har Tu, Doamne, m-ai zidit ca să te înalți pe Tine. Am fost creați nu pentru iad, nu pentru pedeapsă, am fost chemați pentru binecuvântare, pentru veșnicie. Haideți să ne ridicăm împreună și cântăm, prin har Tu, Doamne, m-ai zidit ca să te înalți pe Tine.